Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Mariana Rață și vă invit să deschidem din nou Cutia Neagră. Invitatul din această seară al emisiunii este Denis Ureche, director al companiei deja în procedură de insolvabilitate Pro Aquacom SRL. De ce am zis numele acestei companii? Pentru că este una dintre companiile pe care procurorii moldoveni au inclus-o în așa zisul grup Gacikevici, parte a investigației privind furtul miliardului. Domnul Ureche este unul dintre cei trei reprezentanți ai acestui grup, cum ar veni convențional creat de către procurori, care a fost deja condamnat definitiv pentru implicare în așa numitul furt al miliardului. Și astăzi domnul Ureche ne va povesti mai multe. A venit să facă mai multe dezvăluiri legate de dosarul său și, în general, despre furtul miliardului. Domnul Ureche, bună seara! Bună seara! Sper să fiți cât se poate de deschis și sincer cu noi astăzi și să ne dați detalii din culise legate de investigațiile privind furtul miliardului. Sunteți prima persoană condamnată definitiv în acest dosar al furtului miliardului care vine la televiziune să vorbească despre acest dosar. Sper să urmeze și alții. Deci, spuneam un pic mai devreme, domnule Ureche, că în cadrul strategiei de recuperare a banilor sustrași, furați de la cele trei bănci, procurorii moldoveni au formulat câteva grupuri. Da? Unul dintre aceste grupuri este așa numitul grup Gacikevici, care numără mai multe companii, printre care și compania pe care o administrați dumneavoastră. De ce v-au condamnat procurorii? Pentru că compania dumneavoastră ar fi beneficiat de credite neperformante în valoare de 1,7 milioane de dolari și pentru asta ați fost condamnat la 4 ani de închisoare, pe care înțeleg că i-ați ispășit deja. Da. Da. Domnul Ureche, în primul rând spuneți-mi dacă vă cunoașteți cu domnul Gacikevici și ce înseamnă acest grup Gacikevici? A existat el cu adevărat sau nu a existat? Grup Gacikevici... Vă cunoașteți în primul rând cu domnul Gacikevici? Nu, eu nu m-am văzut cu persoana dată niciodată. Doar la televizor am văzut-o. Problema cea mai mare constă că grupul Gacikevici, el într-adevăr există. Însă persoanele care sunt condamnate la grupul Gacikevici nu au nicio atribuție. Și eu vă explic de ce. Acest lucru l-au probat chiar procurorii documental, prin sentință, prin referință și prin rechizitorii pe care le-au transmis în instanță de judecată. Vă explic de ce. Prima problemă este faptul că în sentința mea de condamnare nu figurează articolul 46. Explicați-ne ce înseamnă acest articol. Din Codul Penal al Republicii Moldova, asta înseamnă grup criminal. În sentința mea de condamnare este stipulat faptul că eu, Ureche Denis, am făcut totul personal, dar nu prin participarea a lui Gacikevici sau a altui cuiva. Da, deci, asta este prima problemă. Dar a existat un grup criminal. În esență a existat grup, însă la grup ajungem. Da. A doua problemă, Gacikevici nu figurează la mine în dosar. La mine figurează cine vrei, numai nu Gacikevici. Dar cine, familia Gacikevici în general nu figurează în dosar. Dar cineva din cadrul Băncii de Economii figurează în dosarul dumneavoastră? Doar doi martori din cadrul Băncii de Economii figurează pe dosarul dat. Sunt membrii Consiliului de Creditare a Băncii, care, apropo, au declarat că la data din 1 iulie 2011 m-au văzut personal pe mine la bancă, cum eu am prezentat acte și care s-au dovedit a fi fals. Bun, acum și ajungem să explicăm telespectatorilor ce s-a întâmplat propriu-zis în cazul dumneavoastră, cum ați ajuns dumneavoastră să luați credite, sau nu dumneavoastră, dar compania dumneavoastră, să luați creditele de la Banca de Economii, care după asta au plecat frumos în offshore-uri. Uh-huh. Da. Dar revenind la grupul Gacikevici, grupul criminal, dumneavoastră ziceți că el a existat, dar cei care sunt investigați pe acest dosar, de fapt nu fac parte din grupul criminal. Unde este grupul criminal atunci? Și de ce nu este grupul criminal, investigat penal? Grupul criminal, în esență, la ziua de astăzi, figurează în calitate de martor pe acele trei cauze penale de condamnare a persoanelor care, după spusele procuraturii, figurează ca grup Gacikevici. Ei sunt martori pe acest dosar. Eu nu odată am prezentat probe în procuratură despre faptul că nemijlocit aceste persoane sunt beneficiarii finale banilor furați.
A să le dăm și nume astăzi în emisiune, însă la momentul nu constă problema în nume. La momentul constă problema în faptul că greșeala sau intenționată sau o greșeală de neprofesionalism a fost comisă chiar de procuratură. Pe unele cazuri, de exemplu dosarul Aligor Comerț, administratorul acestei companii, Vitalie Bajarean, a recunoscut vina. El a recunoscut vina și a declarat că da, eu am prezentat acte false la banc. Procurorul Ion Ticu a dus acest dosar. El era obligat să examineze în cadrul urmăririi penale recunoașterea vinii de către Vitalie Bajarean. El nu a făcut acest lucru. De ce? Pe motiv că a fost cointeresat. Procuror a fost cointeresat? Da, procuror a fost cointeresat. Eu am bănuieli rezonabile că procurorul dat pur și simplu nu a știut unde și-a băgat nasul. Bun, vă explic de ce. Stați că n-am înțeles. Deci procurorul era interesat ca să nu ia, să nu ține seama de faptul că o persoană își recunoaște vina? Vine omul și spune, da, eu am prezentat acte. Gata, procurorul are cauză elucidată, exact, care este sensul să mă elucideze. De aici s-a ajuns că frauda chipurile este descoperită, dar de fapt banii nu sunt găsiți. Pe motiv că Bajarean banii ăștia nici nu a pus mâna niciodată pe dânși. Pe bani el nu a pus mâna. Singur fapt, haideți să nu vorbim despre Bajarean, pentru că e vorba despre o altă companie și o altă istorie, dar haideți să venim. Dar pentru că aceste istorie înțeleg că în mare parte ele se aseamănă, ele fac parte toate din așa zisul grup Gacichevici, eu vreau să revenim la cazul dumneavoastră personal și să ne povestiți cum ați ajuns dumneavoastră să luați credite de la Banca de Economii de 1,7 milioane de dolari, iar acești bani să se ducă în offshore și să le fie pierdută urma. Nu, urma banilor nu este pierdută. La ziua de astăzi este hotărâre de judecată definitivă în procedură de insolvabilitate privind rambursarea banilor. Bun, banii știți unde se află acum? Da, banii pot fi găsiți. Unica, dar știți exact unde se află în acest da, moment? Ele, apropo, unde banii nu au umblat mult. Unde sunt? Urmează să explicăm procuraturii unde sunt acești bani. Dacă știți unde sunt, spuneți-ne și nouă la cine sunt. Ele sunt depozitate în active care se află în afara țării. În afara Republicii Moldova. Active care le-a cumpărat cine? Beneficiarii finale a banilor. Cine? Ziceți că știți, înseamnă că știți și cine sunt beneficiarii și da, ce au deci, cumpărat. Ajungem acum la dumnealor, să le spun și nume, nu este o problemă. Numele lor eu le-am spus nu odată. Sunt hotărâri că eu urmează să difamez sau să spun că nu este așa, este o hotărâre de judecată, dar eu am depus cerere de apel, e nu intrat încă în vigoare. Deci, dați să începem de la început. Cum a fost luat creditul dat? Un grup de așa numiți oameni de afaceri care ni s-au prezentat. Deci dumneavoastră, haideți să începem cu începutul. Dumneavoastră aveați o companie. Da. Care se ocupa cu ce? Era o companie lucrativă, ea se ocupa cu producerea apei, cu distribuția produselor alimentare. Deci nu erați o companie fantomă. Nu, era o companie reală. Așa. A fost o companie, mă rog, de familie. Am înțeles. O afacere de familie a fost. Ce s-a întâmplat mai departe? Deci, în urma unor scheme care au fost comise de distribuitorii mei, care au fost admise de distribuitorii mei, compania a fost lăsată fără lichidități la un moment dat. Deci, compania nu avea datorii, dar față de companie erau datori. Că compania urma să-și desfășoare activitatea mai departe, distribuitorul investiți. Tău trebuia să-ți pachete marfa care tu ai livrat-o. Așa. Deci, dumneavoastră aveați nevoie de bani. Da, ei au făcut tot posibilul ca banii ăștia să vină într-un număr foarte mic. Deci urma să fie închisă întreprindere, trimiși oamenii acasă, sigur că acest lucru nu trebuia să fie admis. Compania aceea, distribuitorul, la ziua de astăzi, la fel este în insolvabilitate. Însă problema creată a creat necesitatea de căutare investitorilor, care tot aceeași companie și ne le-a oferit. Compania care era datoare, care trebuia care să ne-a fost datoare de bani, da. Așa. Deci ea a găsit v-a propus niște investitori. Da, au propus niște investitori. Acum, ce s-a întâmplat ca urmare? Acești investitori s-au prezentat ca niște investitori care au investit. Cine sunt acești investitori? Deci, sunt două persoane.
la cu care eu purtam negocieri, familiile lor, eu le-am spus și mai înainte. Spuneți-le acum, pentru că nu neapărat oamenii prima să știu. Persoană este Ion Lambantu, uh-huh. Și a doua persoană este Yuri Drost. Cine sunt ei? Sunt oameni de afaceri din Republica Moldova? Oamenii ăștia nu au făcut afaceri niciodată. Dar cum au ajuns ei să fie investitori? Ei nu au fost nici investitori, eu am fost dus în eroare. Atunci cine erau ei? Ei au fost nemijlocită cei care au beneficiat din banii din fraudă. Adică erau, așa zis, și grup Gachkevici? Da, anume, nemijlocit ei și au fost grup Gachkevici. Ei, apropo, din câte eu cunoșteam, ei se cunosc împreună. Eu, din câte înțeleg, ei figurează ca martor și în dosarul Gachkevici. Bun, haideți să revenim la ei. Au venit investitorii. V-au propus bani? Da, au propus, nu au propus bani, au propus un plan de afaceri care urma să fie nemijlocit implementat. S-a făcut un plan de afaceri pentru o sumă estimativă de 83-87 mii euro, în dependență de curs, în dependență de mai multe situații pe piață. Ei au fost de acord să intre ca cofondatori. Numai un lucru au spus, că noi nu o să putem să intrăm ca cofondatori, a să dăm persoana noastră care va fi fondator. Adică o persoană interpusă. O persoană interpusă. Până la urmă urmei a fost Nuntius Sirele și persoana interpusă a fost Ilona Macari. Deci ei au fost administrator și fondator Nuntius Sirele. Ca urmare, ei au intrat cu procentajul de 70% în afacerea dată și mie mi-au rămas 30%. Bun. Cum ați ajuns la furtul miliardului? Era necesar, deci până la furtul miliardului mai era un an de activitate unde tot acești investitori ne-au povestit despre faptul că au probleme financiare la moment și deja nu mai pot investi bani în compania mea, dar doar pot să mă ajute să iau credit. Dar cum puteau ei să vă ajute să luați credit? Nu, deja pe mine lucrul este mai puțin pe motiv că deja era intrat în joacă. Înțelegeți? Iscrocii când comit infracțiunea, ei o comit deștept ca să nu pară suspect lucrurile. Vă explic. Au fost atins înțelegerea la sumă de 87.000 de euro, dar s-au dat numai 30. Bun, și trebuia să dea ceilalți bani. Da, ei trebuia să dea ceilalți bani, dar tu pornești producerea pentru 87.000 de euro. Ți trebuie să circulante și pentru toate chestii. Dumneavoastră ați acceptat să luați creditul de la banca? Eu nu am acceptat să iau creditul. Eu nu am fost în țară când creditul s-a solicitat. Cine apropo, procuratura nici nu și-a bătut. Eu nu știu de cine a fost solicitat creditul. Procuratura nici nu... Trebuie să fie acte, nu? Da. Și cererea a fost depusă la data din 1 iulie 2011. De către cine? Nu știu. Păi este o semnătură pe cerere? Da, acum. Semnătură scrie familia mea, nu știu dacă semnătura e a mea sau nu e a mea, am solicitat expertiza în cadrul anchetei, expertiza a fost refuzată. Uh-huh. Mai mult ca atât, eu am solicitat procuraturii să stabilească faptul dacă eu nemijlocit am depus cererea dată. Vă explic care este situația? La data din 1 iulie eu nici administrator în companie dată încă nu am fost. Eu administrator am devenit cu 2 luni mai târziu. Problema esențială este în faptul că procuratura nu a făcut nicio mișcare. Mai mult ca atât, Eugen Balan. Cine este Eugen Balan? Procurorul care a dus cauza dată. El, ni s-a părut că el este avocatul persoanelor date, care nemijlocit la momentul de față beneficiază de bani. El ni a spus că eu la dânsă m-am uitat și nu-mi vine a crede că nemijlocit persoanele este au furat. Zic, bun, dacă, dumneavoastră când ați aflat despre faptul că ați depus, că din numele dumneavoastră a fost depus o cerere, după ce m-am întors din străinătate, eu am fost sunat de către reprezentanții băncii de economie, în care mi s-a comunicat despre faptul că banca de economie mi eliberează credit. Așa, apropo, creditul la acel moment a fost unul mai mare. Mai mare decât cât? Deci, inițial s-a stipulat suma de 2,5 milioane. De dolari? Euro. Uh-huh. Ulterior 1.800.000 și ulterior 1.700.000. Totuși vorba de dolari sau de euro? De euro. De euro. Pentru că procurorii vorbesc despre dolari. Eu, unii dumneavoastră creditele... aveați nevoie de această sumă de 1.000.000 și... Nu. Eu am declarat nu odată și tot atunci eu și am discutat cu ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuratorului Anticorupție, nu, din cadrul Centrului Național Anticorupție.
în care toate îngrijorările mele le-au luat chiar ofițerii de urmărire penală. Eu pot da numele ofițerului de urmărire penală, domnul Oleg Corșmar, care pe mine m-a audiat. Dumnezeu, i-a spus declarat toate probleme? Da, eu i-am declarat absolut tot la acel moment. Când? Care a fost acel moment? Deci dumneavoastră când ați aflat despre acest credit, ce ați făcut imediat? Despre faptul că din numele dumneavoastră a fost depus imediat, o cerere? Imediat eu i-am spus doamnei care mi-o oferea credit că eu nu am solicitat creditul, da, dumneavoastră cred că vă greșiți. Eu nu puteam să solicit de atât că nu am fost administrator. Da, compania era administrată din umbră de mine, dar eu nu am... Și ce v-a răspuns? Nu am fost administrator. Ea nu a răspuns nimic, ea a pus receptorul. Așa, și ce s-a întâmplat? Ulterior eu am fost sunat de cofondatorii mei, de partenerii adică mei de afaceri. Cei, da. Cei care erau în umbră? Da, de cei, sau cei doi, care... da, de cei doi Lambantu și Drăuț. Și ce v-au zis ei? Ei au spus că la momentul de față nu dispun de suma necesară ca deci, să-i mai investească. Eu ca să înțeleg, deci cei de la bancă au luat legătura cu ei? Da, ei singuri între dânsi și stipulau. Apropo, cererea de solicitare a creditului de la Banca de Economie a fost depusă la Banca Socială. Asta ca să fie clar întregului popor că încă în 2011, când a fost contractat creditul, băncile este lucrau de comun acord pentru fraudarea sistemului bancar. Cererea de solicitare a creditului de la Banca de Economii, pe firma ProAquacom, a fost depusă la Banca Socială. Și cum deci chiar pe cerere scrie că e depusă la Banca Conform Socială? Conform cum a ajuns ei deja la Banca de Economii, eu nu știu, pe motiv că tot nu eu am depus-o. O depus-o altcineva. Această cerere ați văzut-o da? În față. Eu am fost în dosar. Solicităm de la cine? De la care bancă? De la Banca de Economii. Cum a fost depusă la Banca Socială? Dacă era vă explic care este situația cu cererea dată. Până a fi pornită cauza penală în 2014, eu am făcut careva investigații personale în scopul protecției mele și așa mai departe. Eu am solicitat mai multe acte și mie mi s-a prezentat cu totul altă cerere. Cerere care nu a fost depusă pe numele nemijlocit a președintelui băncii, Gachkevici sau cine mai era acolo la Banca Socială, dar a fost depusă cerere de solicitare a creditului cu ștampila de intrare a băncii sociale. Dar ca urmare, în dosarul meu să apară deja altă cerere. Cerere depusă pe numele lui Gachkevici, fără ștampila băncii de intrare. Pur și simplu este depusă o cerere. Deci poate fără numărul de intrare, fără poate eu, totuși au fost două cereri. Urmează să stabilească ancheta. Bun, ancheta dumneavoastră adevărată. V-a sunat domnul Lambantu, v-a spus că... Lambantu și v-a spus, am solicitat noi acest credit? Da, noi am organizat lucrul ăsta, noi l-am organizat pe motiv că la momentul de față noi nu avem posibilitate să oferim sumă finanțată. Urmează să stipulăm încă un fapt. Pe lângă proiectul de 87.000 de euro, mai, să mai discuta despre construcția unei uzini noi, absolut noi, moderne, pentru producerea unui brand renumit. Nu o să-i dăm nume ca să nu le facem nu oamenilor probleme. Bun, aveați nevoie de mai mulți bani da, decât erau... Da, proiectul cel era unul, același privedea mai multe resurse financiare. Spuneți-mi, vă rog, de ce la acea etapă nu ați mers să vă plângeți, nu știu, ofițerilor ofițerii CNA, sau, de urmărire penală? Pentru că ne-ați deja sesizat că ceva se întâmplă da, în neregulă. Da, noi am sesizat. Eu am avut la acel moment mai multe discuții și din interiorul Băncii de Economii și din interiorul Centrului Național Anticorupție. Eu am avut aceste discuții. În zadar să spune că toți au tăcut. Nu, s-au lucrat. Și posibil și alte companii care se cunoștea că se fură administratorii la fel lucrau, că au fost mințiți ca și mine. Problema esențială a fost că nimeni nu a luat măsuri. Nimeni nu a luat măsuri. A luat măsuri doar ProAquacom-ul meu, care l-am administrat. Ce puteam să facă? Eu am solicitat stoparea creditului. Și ce vi s-a răspuns? Ai solicitat băncii. Apropo, discuția dată a avut loc în cabinetul domnului Viorel Bârcă. La acel moment el a fost șeful secției trezorării la Banca de Economii. Eu am avut o întâlnire cu dumnealui. Când? Despre ce an vorbim? Asta e taman în momentul când să luăm sau să nu luăm creditul dat. Uh-huh. În momentul oferirii acestui credit. Era clar că nu este în regulă ceva. Și de la bun început s-a pornit problema. Însă tot procuratura a fost aceea care a pus punctul tuturor dubiilor și mi-a fost spus că tu ești șef, că noi controlăm situația. Cine din procuratură v-a spus asta? Ofițerii de urmărire penală din cadrul CNA.
Cine? Și numele lor o să fie dat în anchetă, nu o să le dăm nume. Pe motiv că... Ei și acum activează? Unii din ei nu. Dar cei care activează au vreo treabă acum cu ancheta pe furtul miliardului? Din câte știți? Sunt foarte multe persoane care lucrează în cadrul structurilor și Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală Anticorupție care sunt implicați în schema furtului. Implicați în sens că? Implicați în sens direct. În adică sens, au participat la furt? Da, au participat. Cel puțin probii că l-au protejat sunt suficiente. Bun, să revenim la în cabinetul domnului Bârcă, acolo unde dumneavoastră ați spus, eu nu mai vreau acest credit, vă rog frumos, da, eu am solicitat stoparea acestui credit, eu trebuie să spun că a fost făcută prima tranșă de bani, ea a fost făcută conștient de mine, pe motiv că eu mă gândeam că sunt remarfă pe banii ăștia. Deci, explicați-ne unde s-au dus banii și ce trebuia să luați? Banii, deci urma să luăm materie primă pentru producerea băuturilor și a concentratelor alimentare. Acolo a fost chiar făcut și certificarea, era făcut absolut totul. Unde s-au dus banii? Pe banii au plecat pe conturile firmelor offshore. Deodată pe offshore? Da. De eu ce? Vă explic care este situația. Administratorii companiilor, ei nu au avut dreptul să transfere banii unde vor ei. Se prezintă contractele. Tu dacă la deci bancă companiile vine... care au luat creditul, ca să precizăm. Deci cei care au luat creditul nu decideau ei unde să se ducă banii? Nu, decidea compania. Însă, dacă, de exemplu, tu vroiei, iată, tu înțelegi că merge o schemă și tu aduci alt contract și spui, nu, noi transferăm banii cu aceea. Banca nu transfera banii. Adică eu așa am făcut, eu am adus alt contract și am spus că nu transferăm nimijlocit producătorului. Nu. Noi avem contract, iată, aceste trei contracte cu companiile offshore, doar acestea, altele nu. Asta cine v-a spus? Asta a spus chiar curatorul meu de credit. Și dumneavoastră ați încercat să semnalați conducerii băncii? Poate erau probleme cu acest curator? Conducerea băncii, nici nu m-am văzut cu nimeni. Păi dumneavoastră ați sesizat că... Cu domnul Mișov m-am văzut deja după ce am fost scos din funcție, din ProAquacom, de către fondatorul majoritar. Deci dumneavoastră ați înțeles că banii din credit se duc într-un offshore, da, care nu vă va aduce nimic, care vă a tras pe banii sfoară. Ați semnalat băncii. Vedeți că am semnalat sunt conducere. Tras pe sfoară. Banii care mi-i acordați dumneavoastră se duc într-un offshore, care nu-mi livrează nimic. Eu vreau să stopez asta. Da. Haideți să transferăm banii ăștia spre o altă companie care o să-mi livreze produsul, da, și banca a zis, noi nu facem niciun fel de... Mai mult ca atât. Nici s-a spus, da, banii ăștia o să fie furați. Chiar în bancă. Cine v-a zis în bancă? Viorel Bârcă. Viorel Bârcă v-a zis că banii vor da. Fi furați? Creditul este făcut pentru ca să nu fie întors. Dar Viorel Bârcă la acest moment știa deja, era în schemă cumva? Înțeleg? Nu, el nu era în schemă. Eu vă explic cum a fost. Eu am intrat la dumnealui în cabinet cu adjunctul meu. Am avut o discuție. Eu mi-am spus, problema constă în faptul că s-au transferat bani și ele nu s-au întors banii ăștia. Noi urmează ceva să facem. În cazul ăsta eu refuz de creditul dat. Dați să socotim care sunt penalitățile pentru niluarea creditului și atât. El, de față mie, a ridicat receptorul și a sunat pe intern undeva, pe banca de economii, a dat numele companiei mele și lui i s-a stipulat că da, creditul ăsta nu va fi, e eliberat pentru a nu fi rambursat. Creditele de inițial se cunoștea că nu vor fi rambursate. Care au fost faza de ce au fost transferați banii mai departe? Vă explic. A doua problemă care au fost, care au parvenit. Domnul Viorel Bârcă după asta a fost președinte al Consiliului. Da, după, deja peste vreo 2 ani și ceva. Peste vreo 2 ani și ceva. Unica ce într-adevăr a făcut Bârcă, el la fel a opus rezistență, noi trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, că Bârcă a opus rezistență, banca nu mi-a liberat tranșă mai mult de vreo 2 luni. Eu am solicitat atunci, dați-mi timp că eu să rezolv problema asta cu procuratura, noi urmează să stabilim ceva pe faptul dat, că aici e infracțiune. Eu l-am rugat pe dânsul, voi sunteți secția trezorării, către voi liberați tranșele. Puteți să nu ne liberați tranșele, verbal l-am rugat. Da. Într-adevăr, dacă o să vedeți conform dispozițiilor de plată, prima tranșă a fost eliberat, nu mai țin minte eu, în luna octombrie, dar următoarele tranșe au fost eliberate cu mult mai târziu.
cu mult. Într-adevăr, băr cât la fel o punea rezistență, însă știți cum la noi în Moldova, din frica că ai spers lucru, din frica posibil altor careva motive nu le, pe care nu le cunosc. Tranșele până la urmă urme au fost deci toți eliberate. Banii, tot cei 1.700.000 de euro s-au scurs într-un offshore. Dumneavoastră la început nu acestei... Nu într-un offshore. Offshore-uri au fost mai mulți. Deci în mai multe offshore-uri se da. Duceau bani. În renumitul Kelway Trading s-a scurs. În acea etapă. Da, și în Kelway Trading la fel. Dumneavoastră mi-ați spus la începutul emisiunii că știți unde au ajuns banii, cine și pe ce i-a cheltuit. Da. Vă rog s-au să deschideți parantezele. Eu am prezentat schema unde au fost furați banii. Unde? Schema a fost prezentată. Ea a fost publicată, apropo, și de Vecislav Ioniță. Vă rog să ne spuneți totuși. Au fost procurate active. Active în Italia, de exemplu, nu n-a să pot spune câte hectare de teren, dar o cantitate mare, peste 50 de hectare de teren, în zona Lago di Garda, Italia. Este o zonă rezidențială foarte scumpă. Cine este una dintre acolo? Cele mai scumpe zone din Italia. Cine a cumpărat acolo? Teren? Beneficiarii finali, familiile le-am spus deja. Nu le-ați spus dumneavoastră. Astea Ion Lambantu și Iuri Drost. Deci aceștia și-au procurat. Da, da, acești doi acolo. Și-au administrat acești bani. Mai mult ca atât, pe lângă asta, s-au procurat lucruri în scopuri personale și niște lucruri, nu știu, îi puteau să le evite. Apartamente pe malul mării în Bulgaria, Range Rover de ultimele generații, BMW-uri X6. Eu nu înțeleg un lucru. Deci se vedea clar că pe banii furați trăiesc alții. Nu înțeleg un lucru. De ce procurorii moldoveni au încercat să-l protejeze pe acești doi oameni? Spre care vreau să vă zic că eu am mai auzit în presă, dar tot cumva din informațiile pe care le-ați prezentat dumneavoastră, pentru că altceva despre aceste două persoane nu se știe nimic în presă. Ele sunt arhi necunoscute. De ce procurorii moldoveni ar apăra două persoane care aparent nu au o influență mare și n-ar încerca să rezolve un dosar pe care se fac presiuni mari în societate? De unde vine această protecție pentru dumnealor? Protecția poate veni din mai multe părți. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să discutăm și despre alte aspecte legate de furtul miliardului. Am revenit în studio. Înainte de pauză, domnule Ureche, am discutat despre ce vi s-a întâmplat dumneavoastră personal. Acest caz, din câte înțeleg eu, este oarecum comun pentru mai multe companii care au făcut parte din așa zisul grup Găcichevici, care cam în același mod au fost atrase în niște capcane, au luat credite neperformante, bani care s-au dus în niște offshore-uri, ei nici n-au putut coordona, procurorii nu au reacționat, deși au fost sesizați despre asta. Unde s-au dus banii până la urmă? Dumneavoastră ziceți că o parte din bani s-a dus pentru a procura tot felul de vile luxoase, apartamente, mașini, nu știu ce, de către cei care, propriu zis, făceau parte din grup, da? Care își coordonau activitățile, dar altă parte de bani? Sau din toți s-au cumpărat vile? Nu unii de răspunsul unde au plecat banii, o bună parte din bani, raportul Kroll 1. Raportul Kroll 1 arată perfect cum a fost comisă criza, crima. Și vă explic cum. Toate tranzacțiile arătate de compania Kroll în primul raport, ele au fost făcute la data de 17-18 august anul 2012. Atunci, în acea perioadă, până atunci, din data de permisie de 30 iulie, dacă nu mă înșel, posibil să greșească o zi eu pot greși, Ion Lambantu a fost arestat de către Procuratura Anticorupției. Pe dosarul Aligor Comerț el a fost arestat.
în cadrul căruia a fost condamnată deja altă persoană. Ion Lambantu a fost arestat, a cedat banii și a fost eliberat. Ulterior a fost comisă... Deci știți că el a cedat banii? El a cedat banii, tot el și-o ne-a spus. El v-a spus dumneavoastră că a cedat banii? Da. De atâta... Care bani? Toate creditele astea care s-au scurs toți în banii offshore? Care i-au fost eliberați. Cui a cedat banii? A, cui nu a spus. Deja cui urmează să stabilească ancheta. Ei la acel moment, nu știu din ce considerente, al învinuiu pe Vlad Filat. Eu personal nu am asistat la careva discuții în sensul dat. Sau la careva... sau să dispun de careva probe în acest. Da, să discuta despre Vladimir Filat, însă faptul dat, la fel, nu poate fi luat ca bază. Uh-huh. Deci urmează ei să fie audiați, cred că, și să spună, dar cred că deja nici audierea lor nu mai contează. Procuratura cunoaște minunat ce a fost făcut. Audierea lor nu mai contează. Uh-huh. Audierea lor, în esență, nu contează absolut deloc. Se cunoaște totul, de la și până la. Și raportul Crolu a arătat cum în 2012, pe data de 17-18, au fost făcute toate tranzacțiile, și în Unibank, și în Banca Socială, și în Banca de Economii, cum aceleași companii unde se transferau banii, au transferat banii pentru, au împrumutat banii unor persoane din stat, chiar foști președinți și așa mai departe, ca să procure câte 4,5% până la 5% din acțiunile băncii. Că acești bani se foloseau pentru a procura noile acțiuni. Da, dacă aceleași companii tot și le-au transferat. Mm-hmm. Deci aici deja este probat faptul. Încercăm să luăm legătura telefonică cu domnul Ion Lambantu, pentru că au fost aduse acuzații dumnealui și încercăm să discutăm. Prima noastră încercare n-a avut succes, domnul Lambantu a refuzat să vorbească, dar vom încerca încă o dată să-l includem în direct în emisie pentru a încerca să adresăm câteva întrebări dumnealui. Bună seara, domnule Lambantu! Bună! Mie îmi spune Mariana Rață, suntem de la TV8, emisiunea Cutia Neagră. Discutăm acum în platou cu domnul Denis Ureche despre dosarul privind furtul miliardului în care este implicat și dumnealui. Domnul Ureche, zice, a adus mai multe acuzații adresa dumneavoastră, acuzându-vă de faptul că ați făcut parte dintr-un grup criminal care a acționat pe timpul lui Gacicevici, luând credite neperformante de la Banca de Economii. Stimată doamnă, eu n-am luat niciodată niciun credit de la Banca de Economii și am nicio atribuție la Gacicevici sau la furtul miliardului care spuneți dumneavoastră. Dacă Denis Ureche are sau dumneavoastră aveți împreună cu el, treabă dumneavoastră. Vă rog să nu mai deranjați prin întrebările. Vreau să vă întreb doar dacă îl cunoașteți pe Denis Ureche. Din păcate, dumnealui nu a vrut să vorbească mai mult. Dar înțeleg că în dosarul dumneavoastră domnul Lambantu figurează în calitate de martor. Da. Da. Ok. Mai mult ca atât, el a recunoscut faptul, în audierile dânsului, el a recunoscut faptul că compania ProAquacom, în valoare de 70%, îi aparține dânsului. Având pachetul majoritar, dânsul mai vrea ceva să declare? Mm-mm. Bun, haideți să trecem un pic mai departe. După ce s-a întâmplat, banii au plecat într-un offshore. Dumneavoastră n-ați putut interveni, procurorii n-au putut interveni să oprească banii. Deci nimeni, nici banca, toată lumea știa despre faptul că banii pleacă într-un offshore și nu vor putea fi recuperați, nimeni nu a intervenit. Am înțeles corect? Da. Da. Se cunoștea că se fură și nu a intervenit. Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Dumneavoastră, în discuțiile pe care le-am avut înainte de emisiune, mi-ați spus despre faptul că ați încercat după asta să vă faceți dreptate, să căutați unde și cu cine să discutați. Cine au fost persoanele pe care dumneavoastră le-ați contactat ca să încercați să rezolvați problema? Sau pe cine ați identificat dumneavoastră ca fiind responsabil cumva de tot ce se întâmpla? Deci eu nu am căutat responsabil. Eu am căutat să soluționez problema companiei. Atâta timp cât compania ProAquacom își onora obligațiunile, creditul ei se socotea performant în anul 2012. Dar ne-ați încercat să întoarceți datoriile, da? Noi ne-am onorat obligațiunile în tocmai. De unde era, de unde nu era, dar chiar cu banii frați, compania își onora obligațiunile. Atâta timp cât eu am fost administrator, datorii la credit nu au fost. Toate tranșele au fost achitate. Atunci cum s-a ajuns că ați furat banii, dacă ați întors banii la bancă? Asta urmează să întrebăm procuratura și ei urmează să iasă public și să spună ce au aprobat și cum au aprobat și de ce până în ziua de azi nu pot rambursa banii. De atâta și nu sunt rambursați banii, de atâta că au fost condamnate persoane care nu au nicio atribuție.
Noi urmează să stabilim niște lucruri din start clare. Primul lucru, pe cauza penală trebuie să fie două părți. Partea vătămată și inculpatul sau învinuitul sau bănuitul. Ele sunt două părți întotdeauna pe cauza penală. Păi, în frauda bancară, în calitate de partea vătămată, au fost recunoscut chiar criminalul principal. Criminalul principal în frauda bancară este banca de economii. Banca este instituție, mult, nu puteți să acuzați instituție. Și mai mult nimic, banca nu este instituție, banca este un agent economic. Da, el are un capital majoritar al statului. Este clădire. Clădirea nu putea să la fure bani. La fel nu este clădire. Este cine? Persoană juridică. Cine este banca de economii care este persoană juridică, care la fel poate fi condamnată. La noi sunt sentințe pe persoane juridice care condamnă persoane juridice. Bun, cine din persoana asta juridică fura banii, domnule Ureche? Banca de economii a furat banii din sistemul bancar al Republicii Moldova, divalizându-se. Urmează să condamnăm și persoane juridice, nu numai persoane fizice. Și numai în cazul ăsta noi să putem găsi cale legală pe unde prin hotărâri de judecată putem rambursa banii înapoi. Dar astăzi nu avem cale legală. De ce nu se recuperează apropo banii din fraudă? Păi vă explic de atât că banii se încearcă să scoată din oameni pe care nu iau acești bani. Procuratura, am un răspuns a Băncii Naționale prin care Banca Națională stipulează că din cauza penale s-au întors, din toate cauze penale s-au întors 1,9 milioane de lei. Restul s-au întors din activele, și din vânzarea activelor și din rambursarea creditelor performante. Avem activii sechestrate, da? Confiscate, urmarea unor decizii judecătorești și cu ele nu se întâmplă nimic mai departe. Eu vreau să vă dau o explicație în cazul ăsta. Compania Pro Aquacom a garantat cu gajul creditul dat. La ziua de astăzi, aceste gajuri sunt realizate de persoane terțe care nu au nicio atribuție la Banca de Economii și sunt realizate nu în beneficiu Băncii de Economii, dar în beneficiu altor companii. Care companii? Sunt deja active vândute. De la bancă s-a vândut activul de pe Kamenița 2V, pare mi se adresă, în centrul orașului, care a fost gajat. Gajat la bancă. La banca socială el a fost gajat. Și astăzi ele au fost vândute, dar activul, banii n-au nimerit, nimijlocit la bancă. De ce? Banca de economie nu știa că nu, eu trebuie să dau răspunsurile date. La fel, eu sunt persoană cointeresată pe cazul dat, pe motiv că banca pe cauză penală îmi înaintează acțiunea civilă. Uh-huh. Dar pe de altă parte, banca de economie permite gajurile care au fost garantate pentru creditul dat, permite să le vândă persoanelor terțe. Totuși, asta nu este crimă, după părerea dumneavoastră. Ba da, este. Se auto, dar de ce noi nu atragem la răspundere? La banca de economie a fost Găcichevici. O eliberat credite. Pe urmă, Pigăcichevici l-a dat afară. O venit acolo alte persoane. O doamnă a fost, nu-i mă țin minte numele. După asta a fost Crivcianski. După asta a fost Bârcă cu Șor împreună. După asta nu mai știu eu cine a mai fost. Dar planctonul din banca de economie a fost întotdeauna același. Persoana care a semnat eliberarea nii creditul, nii performant astăzi a solicit înapoi. Oamenii ăștia de jos care executau ei, de capul lor a luat această decizie? Să fure banii? Da. Nu eu am luat decizia în locul lor. Nu, întrebarea este, decizia unde a fost luată? Dumneavoastră mi-ați dat de înțeles în prima parte a emisiunii că de fapt o înțelegere de a fura banii din sistemul bancar nu a fost din perioada lui Șor, așa cum există legenda generală în presă. Șor, apropo, nu e cel mai mare rău în dosarul ăsta. Dar e de mai de mult, o să ne spuneți acuși despre rău. Dar e de mai de mult, adică Găcichevici a fost partea schemei astea mari. Nu, nu putem lua și până la Găcichevici, noi îl putem lua și pe Virel Țopă, de exemplu, dar de ce nu? Dar de ce noi nu luăm toată istoria? Pentru că eu nu știu dacă Virel Țopă este acum beneficiar la ce se întâmplă astăzi cu Banca de Economii. Nu. Nu. Păi, noi pornim de la cine sunt beneficiarii și cine au fost incluși în schema beneficiarilor final de astăzi. Și cine sunt beneficiarii? Eu de fapt aici vreau să ajung la dumneavoastră. Procurorii ne dau câteva nume. Ei zic, banii au fost furați de către Șor, de către Găcichevici, de către Filat, de către Platon.
Nu sunteți în grupul Gachkevici, acolo vă găsiți. Astea sunt toți oamenii care au furat banii din punctul dumneavoastră de vedere? Nu, aștia nu sunt oamenii... Eu nu știu de filat. Eu... De Gachkevici nu a furat bani. Gachkevici executa schema, la fel ca Șișor. Dar filat? Nu, filat... Dosarul filat avem... despre furtul miliardului? Nu, dosarul filat nu are nicio atribuție la furtul miliardului. Dosarul filat este legat de corupție. Și apropo... Legea penală în cazul Filat a fost interpretată. Eu nu vreau să-i țin apărarea mâie lui Filat și în cazul meu legea penală a fost interpretată ce este interzis prin aceeași lege, articolul 3 acestei legi. Dar cea mai mare problemă, dumneavoastră, înțelegeți cum a fost interpretată legea penală în cazul Filat? Vlad Filat a luat mită cu banii furați de la Banca de Economii. Nu cum credeți dumneavoastră, dar dacă Vlad Filat lua mită cu banii furați de la Victoria Bank, era să fie condamnat cu Ordinul Republicii în cazul ăsta? Apare altă întrebare. De ce noi... O luat mită, gata, condamnat. De unde erau banii deja? Nu mai contează în cazul Filat de unde au fost luați banii. Nu contează. Înțeleg. Întrebarea este și pe care noi ne adresăm deja de mult timp, da? Și care deja a devenit un fel de banc. Unde e miliardul? Deci noi încercăm să înțelegem. Dumneavoastră ziceți. Gachkevici n-a furat bani, el a făcut parte din schemă. Șor n-a furat banii pentru el, pentru că el tot a făcut parte din schemă. Filat, în general, n-are treabă cu banii furați. Da, la el au ajuns niște bani, dar pentru altceva. Platon a furat banii? Nu, despre Platon nu pot să vă spun la fel cu fermitate. Eu nu am fost implicat în schemele este direct, nemijlocit cu Platon, cu Filat sau... Chiar cu Plahotniuc. N-am stat cu dânsul la dar o masă. Cine putea să fure acești bani? Nu, beneficiarii finali la momentul de față sunt în Republica Moldova, stau bine mersi și, apropo, administrează banii ăștia. Și peste hotare, și în interiorul țării. Tu ne-ați știut cine sunt? Nu, eu nu-i cunosc pe dânsi. Posibil, noi putem da nume acestor persoane, însă a să fim acuzați. Dar de ce îi protejează? La fel, a să trebuiască că cum pe lambantul numai ce l-am sunat, trebuie să-i sunăm și pe dânsii. Da, o să încercăm să sunăm toată lumea. Oricum, toată lumea care a fost vizată în această emisiune va fi contactată pentru ca să-mi dea o replică dacă vrea. Dacă nu vrea, este dreptul persoanelor să nu ne dea. Dacă nu-i găsim, atunci îi așteptăm să ne contacteze ei să ne spună. Dacă deci, eventual s-ar putea să nu știm cum să-i găsim pe toți. Deci totuși, cine eu, sunt oamenii ăștia? Să ziceți că eu eram din interior. Eu eram din interior. Vă povestesc cum am văzut ce-ați eu văzut din interior. Da. Toate întâlnirile privind deciziile de bază, privind schema furtului, ele au fost luate nu la Nobel Club, cum se spune, sau ele au fost luate la hotelul Luna, absolut toate deciziile. Un hotel din Chișinău. Da, este un hotel din Chișinău, e administrat de Eduard Tverdohleb. Apropo, eu v-am prezentat o audio înregistrare cu domnul Tverdohleb. Acolo au fost luate, în esență, toate hotărârile. Cine lua eu aceste nu hotărâri? Asistam nemijlocit la luarea deciziilor. Însă, când eram acolo, eu vedeam și pe Oleg Reidman, cu o zi înainte când Oleg Reidman urma să se expună pe marginea rezoluției Comisiei Parlamentare privind elucidarea fraudei bancare din 2012 decembrie. El a stat împreună, a fost și Iralov acolo. Ce făceau ei? Păi mergea discuția. Eu vă spun cum este. Lui Reidman i s-a pus textul rezoluției pe masă și el pur și simplu l-a citit adăuzi. Dar cine a pus acest text? Nu, deja cine l-a pus, eu din nu cunosc. Din discuții, ce ați înțeles dumneavoastră? A spus două nume foarte interesante. Despre Iaralov, că ar fi fost implicat și ar fi coordonat acest proces al furtului, s-a mai vorbit mai înainte. A vorbit domnul Goffman, care mai nou s-a răzgândit, deja are altfel de opinii vis-a-vis de furtul miliardului. Dacă eu să fac o opinie în privința domnului Goffman, personal am avut discuții cu dumnealui. Nu acum, ci în momentul fraudei. El cunoștea minunat ce se întâmplă. În ce an ați avut discuții cu dumnealui? În 2012, în 2013. Au fost mai multe întâlniri cu dumnealui. Eu îl cunosc ca pe un profesionist foarte bun. Și din punct de vedere tehnic ca un profesionist de profesie și din punct de vedere un profesionist bun al jocurilor interne în procuratură. În procuratură sunt multe grupări
de procurori care reprezintă interesele, interesele diferitor structuri. Vreau să discutăm structuri. După o scurtă pauză de publicitate, dar înainte de a discuta despre, despre procuratură și ce se întâmplă interior, vreau să încheiem discuțiile legate de unde și cum se luau deciziile legate de furtul miliardului și de investigarea acestui furt. Luăm o pauză de publicitate. Am revenit în studio. Înainte ca să discutăm despre procuratură și ce se întâmplă acolo, pentru că înțeleg că dumneavoastră în, din 2012 încoace ați reușit să vă dați un pic seama despre cum funcționează procuratura, mai ales pe dosarul furtului miliardului, vreau să încheiem discuțiile pe episodul hotelului Luna, despre care ați pomenit, un hotel din centrul capitalei, un hotel despre care mai multă lume zice că acolo s-ar fi purtat discuții, acolo s-ar fi luat decizii legate de cum să se facă furtul miliardului, cum să fie administrată mai departe toată această istorie, cum să fie scoase niște soluții în favoarea unora și în defavoarea altora. Dumneavoastră ați menționat două nume. Oleg Reitman, care este un deputat al Partidului Comuniștilor. Da. Și Serghei Ralov. Care este vicepreședinte, dacă nu greșesc, a Partidului Democrat, o persoană foarte apropiată de Vlad Plahotniuc. Ce ar putea avea în comun aceste două persoane? De ce s-ar întâlni ele într-un hotel să discute despre rezultatele de lucru a unei comisii parlamentare, despre care vreau să vă zic că există multe semne de întrebare, pentru că în prezent nimeni nu poate găsi raportul acestei comisii pe o sursă oficială. Deci pe site-ul Parlamentului nu mai există raportul acestei comisii, documentul semnat de membrii comisiei nu a existat niciodată, nimeni nu știe de unde s-a luat acest document, cine l-a scris și unde a dispărut. Noi urmează să stabilim niște lucruri clare, că în mijlocie, după rezoluția acestei comisii, banca a pierdut, statul a pierdut controlul asupra băncii de economie. Acest lucru este unul evident. De ce nu este raport? Nu știu. Este factor care nu depinde de mine. Vă întrebam despre relația dintre două persoane care aparent nu au nimic comun. La fel nu cunosc relația între dânșii. Dar i-ați văzut. Însă eu i-am văzut împreună, sigur. Și ce? Eu lucrul despre ăsta ce nu l-am discutau ei acolo? Eu nu odată lucrul ăsta l-am declarat, apropo și la faza de urmărire penală. Procurorilor? Da. Și pe dosarul meu l-am declarat. Și nu știți, a fost vreodată citați? Nu, procurorii, vă explic care este problema procurorilor. Procurorii nu vor să se aprofundeze în dosar. Ei nu sunt procurori buni în procuratură. Problema este nu a sistemului, problema este nemijlocit a celor procurori care duc dosarul Banca de Economie. Bun. Vă explic. Procurorii nu vor să se implice mai mult pentru că știu că nu au voie să se implice mai mult. Eu vreau să dau imbolt prin participarea mea la emisiunea dată procuraturii. Prima problemă este necesar de schimbat grupul de procurori care duce cauza penală Banca de Economie. Pe motiv că procurorii dați din 2012 este același grup de procurori. Procurori, ei nu au făcut nimic pe cauză. Ei nu au intentat cauza penală principală. Sunt cauze penale pentru prezentarea actelor false la bancă, sunt cauze penale pe escrocherii de la bancă. Ce vrei? Cauza penală pe furt nu este. Eu am fost condamnat pentru faptul că am prezentat acte false la bancă. Dar pe mine nimeni nu m-a întrebat. Nici procurori, nici ofițerii de urmărire penală, nici un judecător nu m-a întrebat de unde tu ai transferat banii. Mai mult ca atât, la curtea de apel, eu când am început să deschid gura și să vorbesc, banii au fost transferați în offshore. Am spus cine au fost beneficiarii transferurilor date. Audierea s-a finalizat pe neașteptate, la judecători au apărut necesitatea de a amâna ședința și ședințele mai departe nu au fost publice, dar au fost să derulau într-un cabinet aparte unde se examina numai cauza penală urechii Denis. Iată ce s-a întâmplat.
De ce totuși procurorii nu vor să facă asta, dacă tot dumneavoastră ați spus, sunt profesioniști? Acești procurori nu odată ni s-a spus că procuratura a înaintat cei mai profesioniști procurori pentru elucidarea fraudei bancare. Nu este corect. Cei mai profesioniști lucrează din umbră și lucrează. Eu vă spun că... Ce înseamnă lucrează din umbră procurorii? Acolo nu poți să lucrezi din umbră. Eu vă explic care este situația. Eu, la momentul de față, lucrez mult cu procuratura. Pe ce? Pe diferite și pe frauda, pe fraudarea actelor de control fiscal de către inspectorii fiscali, a companiilor care au contractat credite de la Banca de Economii, ca să fie mușamalizat cazul. Pe faptul falsificării dosarelor de judecată în privința băncii de economii, dosarelor civile, vă explic care? La ziua de astăzi, Banca de Economii are cel puțin 3 hotărâri de judecată în cazul ProAquacom pe care poate primi banii. La ziua de astăzi, Banca de Economii, eliberând un credit, poate încasa banii de 3 ori înapoi. Și le poate încasa, dar nu le încasează. Nu vrea? Noi trebuie să îi întrebăm pe dânșii. Iată, pe data de 5 decembrie eu am ședință de judecată cu Banca de Economii, care, apropo, după ce m-am eliberat din penitenciar, nici nu mai vine la ședințele de judecată. Adică nu are interesul să recupereze banii pe care ar putea obține? Nu, ei au interesul să recupereze banii, dar deja ei stem de faptul că o să le fie pusă întrebări. Noi am făcut act de constatare de fapt cu avocatul meu, prin care am prezentat instanță de judecată că Banca de Economii a putut de 3 ori încasa banii, dar gajul care gazul ăsta încă nu a fost vândut, se vinde de către persoane terțe care nu au nicio atribuție la Banca de Economii. Domnul Rechi, stați un pic ca să înțeleg. Dumneavoastră știți că banii au fost furați în favoarea celor care au venit la dumneavoastră ca investitori. Da. Acești investitori s-au dus din acești bani și au cumpărat vile, apartamente, nu știu ce, peste hotare. O parte din bani le-a fost luată și au fost procurate băncile, băncile conform raportului lucru. Care este interesul pecuniar în această poveste al băncii de economii, astfel încât ei acum să nu vrea să-și recupereze banii? De ce acum banca nu vrea să-și recupereze banii dacă din tot acest lanț eu n-am văzut cum ar fi avut de câștigat măcar cineva din Banca de Economii? Să zicem, nu instituția, dar o persoană concretă de acolo. Dar la momentul de față dumneavoastră trebuie să înțelegeți că Banca de Economii este administrată nu de administratori din solvabilitate. Dar de cine? De un grup de escroci. Și acum? Adică banii se fură? Noi să nu ne trezăm că după alegerile este de la noi s-a mai furat un miliard. De atâta și nu se recuperează banii. Gaura trebuie să rămâie întotdeauna. Ia ne închipuiți-vă acum situație, banca este în procedură de insolvabilitate sau lichidare, cum e să mă spune. Banii se întorc. Înseamnă că revenim la poziția inițială. 56% ale statului, președinții înapoi și lucrăm mai departe. Nu, dacă a fost inițiat procesul de insolvabilitate, nu știu dacă a fost inițiat procesul de insolvabilitate, companie cum a intrat în trânsul la fel, e poate și ieși procesul de insolvabilitate, nu numai decât poate să se poate finaliza cu lichidarea companiei. S-au găsit activi, s-au vândut, s-au întors datoriile. Eu nu înțeleg ce vreți dumneavoastră să sugerați, că acum nu se vând aceste active, nu se recuperează acești bani? Ele se vândă nu în interesul băncii. Gaură trebuie să existe. Dar în interesul cui? În interesul persoanelor terții, eu nu le cunosc numele. Gândi Anatolie, lichidatorul. Sunt un grup de persoane sau sunt diferite persoane terții? Eu în general nu cunosc cine sunt persoanele. Dumnezeu, să ziceți că acum nu excludeți că se mai fură odată miliardul. Cum? În ce mod? Păi există gaură care nu se acoperă. Există gaură care nu se acoperă. Măcar că poate fi acoperită. Păi asta nu înseamnă că se fură, pur și simplu da, nu se recuperează. Da, dar care este sensul? Dumneavoastră singură vă dați întrebare. Care este sensul să ținem gaura asta deschisă? Care este necesitatea de a ține această gaură în mijlocit deschisă? Pentru ca să recuperezi banii trebuie să iei de la cei care i-au furat. Eu cred că nu se dorește să se ia de la cei care au furat. Credeți-mă banii pe mine că s-a furat cu mult mai mult decât s-a indicat, dar problema nici nu e în asta. Ei pot rambursa banii. Eu am bănuieli rezonabile, eu cel puțin, că la momentul de față frauda bancară este în continuare și nu ne trezim cu altceva. Iată, în ce mod ziceți că este în continuare? Prin faptul că nu se recuperează activele? Da, gaura totuna este menținută. Da, este menținută, dar și ea este, recuperată din banii noștri? Nu, ea nu este nu se recuperează nimic. Înțelegeți, în conturile băncii nu ajunge nimic. În conturile băncii nu, dar statul își recuperează garanția pe care a plătit-o datorie. Nu, dar gaura în Banca de Economie a rămas doar.
Nu, statusul recuperat, dar în 25 de ani se recuperează. Dar gaură în bancă de economie rămâne. Gaură poate fi astupată doar cu banii care au fost furați. Procedura de lichidare. Întrebarea este țările, de ce statul nu vrea să ia banii de la cei care au furat? Chiar și de la cei puțini pe care i-a condamnat și i-a găsit. Nu, nici de la ei nu vrea să ia banii înapoi. Iată, eu vă dau un exemplu. Bună oară. În Procuratura Anticorupție dă unăză câteva zile în urmă. Cerere de dimisie a depus un procuror care a participat și pe cazul Filat și pe cazul fraudă bancară și pe multe cazuri de cauze penale de rezonanță. Numele procurorului este Mărușanu Vasile. Așa, de ce? El, apropo, este jinerile lui Lambantu Ion. De ce a plecat domnul Mărușan? Eu tot îmi dau întrebare. De ce persoana care a fost în grupul procurorilor care au elucidat sau au investigat dosare de rezonanță, de ce până în ziua de astăzi, de ce persoana dată pleacă? Păi și dumneavoastră aveți un răspuns? Noi am mai avut acum recent un alt caz în care 5 judecători, printre care și câțiva care au examinat dosare legate de furtul miliardului și s-au pronunțat sentințe, au fost arestați, reținuți? Eu v-am explicat nu odată că Viorel Mărari nu face parte din grupurile de interes a procurorilor. El este un procuror aparte. El a fost învățat din străinătate și el are viziuni noi în domeniul procuraturii. Totuși, dumneavoastră, acum eu vă explic care e situația. Procuratura tot una se va schimba. Cum și frauda va fi elucidată. Noi nu putem la ziua de astăzi să vorbim despre faptul că în procuratură, procuratura ca sistem e problemă. Nu, Doamne ferește. În procuratură lucrează procurori foarte profesioniști. Noi judecăm efectele, rezultatul, domnule Ureche, rezultatul este, banii nu sunt recuperați. Urmează să răspundă acei care nu recuperează banii. Dar ei sunt procurorii. Și procurorii, procurorii, dar ei sunt cei care merg în judecată cu niște dosare. Dar prin faptul care, că Vasile Mărușanu a depus cerere de demisie, și din câte am înțeles ieri, deja au transmis dosarele care au fost duse de dânsul altor procurori, arată un singur lucru. Că pe Vasile Mărușan nimeni nu l-a, o perioadă de timp anumită, nimeni nu l-a încurcat pe Vasile Mărușan să șadă în Procuratura Anticorupției, să se cătă cu mașina mea furată de la mine. Cum apropo, furată? În ce sens furată? Apropo, este mașina mea, el îmblă cu mașina mea. Și socru să fie principalul beneficiar a banilor. Unul din principale, mă scuzați. Bun, dumneavoastră ziceți că ați comunicat cu domnul Morar. I-ați spus despre acest lucru, domnul da, Morar? Da, și apropo, s-a sesizat pe faptul dat. Și de asta și pleacă de bunăvoie niciodată, domnul Morar? Credeți-mă pe mine, niciodată până la discuție cu Morar, până a fi Morar în Procuratura Anticorupție, eu vreau să vă spun că și până atunci, până a fi eu condamnat, toate cererile care au fost depuse la organul care era sub controlul lui Morar, toate cererile erau examinate și pornite cauze penale. Fapt că ulterior au fost retrase de sub controlul lui Morar. Da. Eu recunosc faptul dat și clasate. Ce credeți că în Procuratura Anticorupției? De ce domnul Morar își dorește foarte mult, așa cum ziceți dumneavoastră, să facă dreptate pe dosarul furtului miliard? Își dorește cu adevărat, așa ziceți dumneavoastră, dar totuși asta nu se întâmplă. Și totuși când e vorba despre furtul miliardul, alți procurori apar în persoană judecă altfel. Persoana judecă altfel și credeți-mă pe mine. Dumneavoastră considerați un disident în cadrul Procuraturii Anticorupției? Nu, n-au socot disident. El tot joacă după reguli, anumite reguli în procuratură. Însă nu și-a permis niciodată să condamne oameni nevinovați, să-i atragă la răspundere. Nu, este cu totul are putere, domnul Morar, are putere asupra dosarului furtului miliardului. Eu cred că după emisiunea de azi va avea cu mult mai multă putere. Da, dumneavoastră cel puțin cineva, sper la acest cineva lucru. Îi va da sau dumneavoastră și-o va lua? Noi trebuie să înțelegem că Procuratura Anticorupției este un organ al Procuraturii, unul foarte complicat, cu foarte multe interese. Interese de clan, interese de grup. Personale sau din nu, interese de clan, interese de grup. A lor personale. Cine le creează? Credeți-mă pe mine că astăzi interesele personale ale procurorilor nu interesează pe nimeni. Sunt interese. Dar diferite. Cine sunt clanurile care au... Sunt diferite clanuri economice. Deja nu mai contează. Pe vremea era Voronin, pe urmă era alu Filat, pe urmă se spunea că era alu Plahotniuc, pe urmă alu Ieralov sau mai știu eu cine acolo. Deci cum, sunt diferite acum clanuri. Dar până la urma urmei,
Nu este asta principalul în elucidarea cauzei. Este nevoie de o voință politică. Și cum poate domnul Morar și credeți-mă pe mine, să obțină această voință politică pentru că să demonstreze că dumnealui poate, credeți-mă pe mine, își poate face bine în, chiar până la alegeri. Și apropo, chiar pentru guvernare, lucrul ăsta este unul cu mult mai benefic decât, decât ceea ce se va întâmpla după alegeri, că nici ei nu știu ce va fi după alegeri. Până la alegeri, să fie elucidată, măcar să fie transmis niște dosare reale pe cauza, pe frauda bancară. Pe motiv că în cazul în care guvernarea actuală... Suntem pe final de emisiune, nu mai avem timp. Noi aș vrea să încheiem pe această notă, cum să zic, de încurajare a procurorilor, pentru că eu asta fac de multe ori în emisiune, încerc să încurajez procurorii să-și facă onest și bine treaba. Eu știu că procurorii moldoveni acumulează probe și adevărate probe legate de furtul miliardului. Nu știu de ce aceste probe, din păcate, poate ele ajung în instanță și noi nu știm, dar senzația este că totuși nu ajung ele acolo unde ar trebui să ajungă. Noi încercăm să fim de partea procurorilor onești, a judecătorilor onești care examinează aceste dosare legate de furtul miliardului și încurajăm să-și facă bine meserie, pentru că noi nu ne temem să laudăm pe cei care fac, își fac bine munca. Noi vrem să vedem rezultate. Noi nu putem lauda în avans procurorii și judecătorii pentru munca lor. Vrem să vedem mai întâi rezultate. Vrem să vedem că, într-adevăr, cineva a fost pe dreptate condamnat, nu cu niște probe măsluite într-un dosar. Și apoi o să vorbim și despre asta. O să vorbim și despre realizări. Din păcate, deocamdată, suntem puși în situația în care să vorbim mai mult despre nerealizări decât despre realizări și despre așteptările pe care le avem. Domnule Urechi, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sper să nu aveți repercusiuni grave după această emisiune, dar oricum o să vă rog să ne țineți la curent cu ce se întâmplă, pentru că ați spus niște lucruri totuși. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit până în acest moment. Să aveți o seară frumoasă!